Salutare, dragilor! Salutare tuturor! Astăzi este 1 aprilie și nu știu cum la voi, dar cel puțin eu mi-amintesc că în copilărie, în Republica Moldova, se spunea 1 aprilie nicăm unii veri. Adică este 1 aprilie și nu trebuie să ai încredere în nimeni, adică să nu crezi pe nimeni. Și până verific și eu dacă sunt live pe unde trebuie, m-am gândit că este un moment, de ce nu, oportun, să ne gândim puțin la ce înseamnă minciuna, da? Și la noi în Moldova îi spunea nu mă amăgi, da? Și în limba română contemporană, pe care o înțeleg marea majoritate, mai există cuvântul dezamăgire. Am stat puțin și m-am gândit la ce înseamnă acest cuvânt, în primul rând, în primul rând, de ce mințim? Și live-ul ăsta îl fac pe o pagină, un proiect nou care s-a creat tocmai din dorința de a fi lumină și de a provoca pe toți ceilalți să căutăm lumina din noi și să ducem lumină, da? Să fim lumină și să ducem și să provocăm și pe alții să-și găsească lumina. Așa că pe această pagină voi vorbi lucruri nu neapărat legate de sănătatea fizică, așa cum v-ați obișnuit, ci mai mult despre o sănătate spirituală. Bun, am făcut disclaimer-ul. Deci, de ce nu? Haideți să ne gândim la ce înseamnă minciună. Am stat și m-am gândit din ce cauză oamenii mint. În afara faptului că am înțeles că există și o boală, da, ceva, o chestie în care omul pur și simplu minte, nu se poate abține. Dar în rest, oamenii mint. Noi mințim din două motive. Ca să ne protejăm pe noi înșine, da? Sau să-i protejăm pe cei dragi sau pe cei de lângă noi. Să dăm un exemplu. Unde ești? Întârzii, da? Și îți spune omul, sunt pe drum, dar poate el abia se încalță sau nici n-a ieșit din casă, da? Și de ce fac asta? Fac pentru ca să mă protejez. De ce mă protejez? De ceva ce mi este frică. Și mi este frică de judecata celui care va zice, aoleu, dar cum se poate? Încă nu ești aici, tu încă ești în casă, da? Și după care, al doilea tip de minciună, protejarea celui de lângă noi. Și sunt momentele în care îți cere omul părerea și îți dai seama că dacă îi spune adevărul, l-ai jigni. Din frica de a nu supăra pe cel de lângă tine, alegi să spui o minciună inocentă pentru a proteja. Tot din care vine din frica. Frica de cum vei fi acceptat, frica să nu superi, frica să nu pus într-o anumită ramă, da? Uite, ăsta este așa. Și uite, așa mergem prin viață și noi ne dăm seama că mințim pe cei din jur, în primul rând pentru că ne mințim pe noi înșine. Și îmi place foarte mult un verset din Scriptură care spune, Doamne, la un moment dat psalmistul David se întreabă, Doamne, cine va locui în corturile tale? Cine va sta pe muntele tău cel sfânt? Și după care tot el răspunde, cel ce umblă în neprihănire, și după care explică, adică cel ce face voia lui Dumnezeu, și spune adevărul din inimă. Asta nu înseamnă că trebuie să umple, să mergi la toată lumea și așa, jup! Să eu dai peste fața. Na, ia de aici, adevărul. Nu mă interesează ce părere ai, eu o să-ți spun adevărul. Nu asta este mesajul. Spune adevărul acolo unde ți se cere. Iar dacă vezi că oamenii din jur te mint și nu-ți spun adevărul, este pentru că încearcă să te protejeze, pentru că nu ești gata să stai față în față cu adevărul. Și don't get me wrong, mintea noastră face un lucru extraordinar pentru a ne proteja și de multe ori ascunde adevărul de noi înșine tocmai pentru ca să ne țină într-o zonă de siguranță, de confort. O zonă în care să nu trebuiască să dăm față în față cu lucrurile, adevărul pe care nu vrem să-l vedem. Poate e prea dureros, poate e prea dur sau s-ar putea să în capul nostru să fie bau-bau, dar de fapt când deschizi ușa acolo nu este nimic, da, așa serios. Și atunci mintea noastră proiectează situații și lucrurile și oamenii vin în viața noastră ca niște oglinzi să ne arate că nu suntem gata să vedem adevărul din noi. Și atunci ceea ce este în exterior reflectă ce e în interior. Fix așa cum spun că pielea, da, este oglinda ceea ce este în interiorul nostru.
Aș vrea astăzi să ne uităm puțin diferit la amăgire, la minciună, să înțelegem protejarea și intenția bună din spatele fiecărei minciuni albe și dacă vrem să ieșim din cercul ăsta vicios, să avem curajul, puterea să privim la adevărul din inima noastră. Să fim cinstiți, cum spun moldovenii, da? Față de ceea ce este în noi și să ne raportăm corect față de ceea ce e în jur. Și mai mult ca atâta. Cuvântul dezamăgire vine de la adeznoda, un nod, adescoase, o cusutură, dezamăgire. Fiecare om care m-a dezamăgit, ei sunt profund recunoscătoare fiecărui om, pentru că m-a scos din bula amăgirii. În momentul în care vom privi cu recunoștință față de lecțiile pe care ne le aduce Dumnezeu, prin acele dezamăgiri și vom înțelege că am atras acea situație tocmai pentru creșterea noastră, pentru a privi cu onestitate, cu putere la adevărul care este în noi și în jurul nostru și când vom privi cu recunoștință toți oamenii și toate lucrurile care ne-au dezamăgit, atunci vom putea privi cu ochii deschiși adevărul. Vă provoc astăzi, din 1 aprilie, în primul rând, să ne uităm în interiorul nostru, să căutăm adevărul din inima noastră și să înțelegem că trebuie să trăim în adevăr și în lumină, în cuvânt, cum spune Dumnezeu. Da? Și Iisus Hristos spune că voi sunteți lumina lumii. Da? Asta a fost una din replicile lui sau din statement-urile care le-a spus. Căutați lumina din voi pentru că împărăția cerurilor este în noi. Și căutați lumina și împărăția cerurilor în fiecare din jurul nostru care vine să ne slujească la momentul potrivit, cu lecția potrivită. Și încă un lucru foarte interesant, dacă tot vorbim despre minciună, și vă spun din experiență, am judecat falsitatea. Ce ăla, las că știu eu ce e în viața lui. Și nu mi se pare uneori așa exagerat ce se postează pe Facebook. Domnule, niște vieți din alea perfecte și tendința mea a fost să zic, bă, pe cine minte ăla, da? Sau ce fals? Haideți să vedem de ce mințim, ca să protejăm pe noi sau pe altul. Falsitatea este incapacitatea, frica de a fi noi înșine, de a trăi în adevăr. Și în momentul în care copilul, în primii ani de viață, nu are puși stâlpii ăștia de siguranță, măcar trei stâlpi. Primul, nevoile mele sunt satisfăcute, dar mâncare, siguranță. Deci copilul nu mai este în frica aia că n-am ce mânca, s-ar putea ceva rău să se întâmple. După care nevoia de acceptare, de iubire, da? Am dragoste suficientă. Și mai există încă o a treia nevoie foarte importantă, sunt suficient. I am enough, cum zice americanul. Când ăștia trei stâlpi nu sunt puși ca și temelie în familie, acolo unde copilul se naște și acolo unde ar trebui să-și ia toată siguranța, copilul, pentru a supraviețui mintea lui, da? Și tot sistemul ăsta de supraviețuire, va căuta să-și pună acești stâlpi în exterior, în societate, în școală, da? La serviciu. Acolo își va căuta întotdeauna siguranța că este suficient de bun, este suficient de apreciat, are suficiente resurse. Acolo vor să fie stâlpii. Și în momentul în care vine ceva atât de dureros, și cu atâta încărcătură, încât omul nu are putere să to face it, să vadă adevărul, va căuta din nou să-și arunce încă o dată, cum se cheamă, ancorele, da? Pentru a se asigura că în afară, în societate, pe Facebook, îi se va reconfirma că este suficient de frumos, de bun, de deștept, de realizat, whatever. Nu este vorba de a minți cu scopul că vrea să îți dea ție peste nas de ce șmecher e el. Este pentru că vrea siguranță, pentru că este frică
și vrea protejare. Vă provoc și mă provoc pe mine. Mai ales că 1 aprilie, să înțelegem nevoia de siguranță pe care o avem și noi. Să înțelegem unde este adevărul. Să ne înțelegem care ne sunt nevoile și care este valoarea umană și să privim cu îngăduință față de cei din jurul nostru care ne dezamăgesc, să le mulțumim, și cei care ni se par falși, că mint. În momentul în care vom accepta cu iubire tot ce este în jurul nostru, vom avea perspectiva corectă, să vedem adevărul din noi, să fim lumină și să aducem lumina și în viața celor din jurul nostru. Vă pup și vă doresc o lună minunată, aprilie, care să vină cu adevăr, cu lumină, în viața fiecăruia dintre noi. Curaj! Împărăția cerurilor este în fiecare. Și Dumnezeu spune că mă veți căuta și mă veți găsi dacă este o condiție. Mă veți căuta din toată inima. Căutați lumina, căutați pe Dumnezeu și El niciodată n-a dezamăgit pe nimeni. Vă pup!